politic central și a Consiliului Național Executiv, vă cer încădința să permitem accesul presei la partea introductivă și partea de bilanță, până la urmă, care e normal să fie se poate de transparentă. Și având în vedere și ordinea de zi pe care o vom vota procedural după aceea, birou, rămânem împreună și discutăm și Consiliul Național. Într-o ședință care, evident, are înainte de toate scopul de a evalua rezultatele alegerilor locale pentru Partidul Național Liberal și Consiliul Liberal. Rezultatele se cunosc, le-am urmărit cu toții, am tremurat cu toții, am fost solidar cu toții. Și, dincolo de a relua câteva aprecieri care deja s-au făcut în legătură cu victoria categorică a Consiliului Liberal, și dați-mi voie să spun câteva lucruri, așa cum le înțeleg eu despre Partidul Național Liberal în aceste alegeri locale. Întâi de toate, consider că în aceste alegeri locale, Partidul Național Liberal a reprezentat cu adevărat și a salvat dreapta în România. În vreme ce impostori doctrinari au făcut tot ce se putea face pentru a compromite ideea de dreapta, însușindu-și o falsă identitate de dreapta, și mă refer aici la Partidul Democrat Liberal, s-au prăbușit în fața verdictului neîncrezător al alegătorilor, Partidul Național Liberal, partid autentic de dreapta, a câștigat pentru administrația publică locală câteva poziții extrem de importante. În al doilea rând, suntem în fața celui mai mare succes electoral al Partidului Național Liberal, de după al doilea război mondial. Partidul Național Liberal trece de la 5 consilii județene câștigate în 2008 la 13 consilii județene câștigate în 2012. Partidul Național Liberal, pe nivelul probabil cel mai semnificativ al consiliilor județene, este astăzi cel mai puternic partid din Transilvania, cu 7 consilii județene conduse. Partidul Național Liberal a câștigat, alături de sectorul pe care îl deținea, un al doilea sector din cele 6 ale capitalei. De asemenea, Partidul Național Liberal a câștigat o serie de primării foarte importante, în plus față de ceea ce deținea, și aș menționa aici, al cele mai mari dintre aceste primării, Timișoara, Galați, este fără îndoială meritul tuturor celor care au candidat, celor care au făcut campanie electorală, celor care au susținut acești candidați. Și mi se pare corect ca înainte de a reține, a ne explica și a inventaria disfuncții care au avut în această campanie electorală, și în rândurile noastre, și în rândurile aliaților noștri, să le mulțumim și celor care, dintre aliații noștri, foarte mulți, au luptat onest, corect, alături de noi, fiind parte la victoria noastră, după cum, evident, le mulțumesc în mod special și acelor liberali, care, deși nu au avut un candidat liberal la Consiliul Județean, la președinția Consiliului Județean sau la primăria președinției de județ, au luptat peste tot, cu toate puterile și au făcut posibilă victoria Uniunii Social-Liberale cu candidați social-democrați sau, în cazul Maramureș sau Deva, victoria unui candidat conservator. Întâi de toate, cred că trebuie să constatăm că, în ciuda
Ba, întotdeauna fac mult mai puțin de 2. Astăzi vedem că în cazul unui social liberale, 1 și 1 pot face mult mai mult decât 2. Pentru că Uniunea Social Liberală, cu doar 50, nu mai știu rezultatul final, în expresia de voturi, 52% din voturi, a obținut 36 președinția, 36 de consilii județene din 41, cele mai bine cu tot, a obținut 28 de reședințe de județ, 40, a obținut 5 sectoare din 6 de lângă Primăria Generală a Capitalei, ceea ce înseamnă procente mult mai mari de succes. Cel mai spectaculos este faptul că în Uniunea Social Liberală a câștigat la alegerile locale toată lumea. Partidul Social Democrat a câștigat cel mai mult scor din istoria sa locală, trecând de la 17 județe conduse la 22. Partidul Național Liberal, cum spuneam, a obținut cel mai spectaculos scor din istoria sa, istoria noastră mai lungă, din istoria sa recentă. De la 5 județe, care în fapt erau 4 în momentul alegerilor, la 13 județe, iată triplarea, practic, a consiliilor județene conduse. Partidul Conservator, care nu deținea niciun fotoliu de primar de Consiliu Județean sau de primărie, reședință de județ, au obținut câte una din fiecare. Iată, dar că suntem în fața unui proiect câștigător, care are toate șansele ca, fiind urmat, menținut și fiind urmat, să obțină rezultate la fel de categorice, la fel de spectaculoase și la alegerile parlamentare. Mulțumesc tuturor celor care, între dumneavoastră, cei mai mulți copleșitori de mulți, ați fost alături de mine în nașterea și susținerea acestui proiect, în rezistența la toate încercările la care el, proiectul acesta al Uniunii Sociale Liberale, a fost expus. Am avut momente în care mărturisesc că am simțit nevoia de a fi mai mulți la vedere alături de această idee, au fost foarte multe zilnice atacuri pe care le-am încasat pentru această idee. Mi se pare normal să fie așa. Era până la o obligație președintelui partidului să asume acest lucru. Știu că n-am fost singur, știu că am fost foarte mulți, chiar toți, în acest proiect și de aceea, încă o dată, vă mulțumesc. Înainte de a da citire câștigătorilor, care sunt, practic, de azi înainte, stâlpi ai Partidului Național Liberal, un partid care deține circa 25% din primarii acestei țări, circa 850, un partid care deține peste 30% din consiliile județene în această țară, un partid, așadar, așezat structural în zona 25-30%, cu o forță, de data asta, din punct de vedere aritmetic, de partid mare, indiferent de conjunctură, indiferent de lider, indiferent de alte lucruri. Știm cât de mult a contat ceea ce au făcut cei 4 colegi care erau președinți de Consiliul Județean până duminică. Ne închipuim cu toții bucurie ce vor face 13 astfel de președinți. Știm ce au făcut primarii noștri și ne gândim că astăzi, cu orașele importante pe care le-am câștigat în plus, vom face mult mai mult. Dar înainte de a-i felicita și de a-i nominaliza pe cei care au câștigat, aș vrea să facem un gest de onoare și să spunem că ani de zile, cei mai mulți dintre noi au pierdut destul de confruntări electorale și puțin le-au câștigat pe toate. Și cu acești oameni ne-am mândrit, i-am pus în față, le-am fost recunoscători și ne-am bazat pe ei. Se întâmplă că dintre cei care dețineau poziții, președinți de Consiliu Județean sau primari, se întâmplă că, așa e în democrație,
unul dintre aceștia a pierdut. Poate cel care a fost an de zile cel mai puternic. Aș vrea să-i mulțumim încă o dată pentru ce a făcut, să-l asigurăm că suntem alături de domnia sa, că rămâne un lider important la nivel național al Partidului Național Liberal și de un om pe care energie, începere și de votare, contăm în continuare. Și îl numesc pe domnul Lucian Iescu, căruia îi mulțumesc și îi urez succes. După aceea, poate cea mai grea, cea mai muncită,
cea mai frământată victorie, dar poate și cea mai importantă, pentru că acolo a luptat și a câștigat un om în legătură cu șansa căruia puțini au crezut. El a crezut cel mai mult și a câștigat. Îl felicit din suflet pe Horia Oieran, președinte. Primarii de reședințe, municipii reședințe de județ, sunt mare, netrecutul, imbatabil, Romeo Stavarache. În ciuda unor sume enorme cheltuite din nou de adversarii săi, n-a putut fi coborât sub 60%. Și mă gândesc că unii dintre ei, având origini social-democrate, mai bine ar mai da din banii la săraci să mai facă motivul ăsta la Avem un primar nou și din nou o semnificație foarte importantă, pentru că e un mare oraș al României și un oraș care a fost socotit roșu din tradiție. Un primar care este, după părerea mea, o mare șansă pentru acel oraș și o mare șansă pentru liberalismul din acea parte a țării și acel oraș, Marius Stan, primarul de la Sucevi. Am recâștigat, în sensul că o câștigasem în 2004. Acum am câștigat-o cu 70% primăria Călărașului cu domnul Dan Drăgulin. Am câștigat pentru prima oară primăria Râmnicului, adică Râmnicul Vâlcea, cu senatorul Emilian Râmnic. Și tuturor celor care au obținut o victorie grea, pentru că astea sunt victorii obținute împotriva unor primari în funcție, ceea ce n-a fost deloc ușor. Nu e capitala de județ, dar din punct de vedere istoric putem trece pe la Caraș, și trebuie să salutăm menținerea Caraselului sub conducerea luminată a fratelui nostru Marcel Dea. O dorință veche a tuturor liberalilor din România, cred, a fost să avem, odată și odată, primarul în orașul de care se leagă și amintirile noastre cele mai dragi de după 1989, dar și speranțele noastre, și anume în ceea ce aș putea în continuare numi capitala libertății românești, Timișoara. Și profesorul Nicolae Hoc, cele mai mari scoruri înregistrate și de data asta în țară, în condițiile care au votat mult mai mulți cetățeni, deci cu un mandat cu atât mai reîntărit, pentru care îl felicit în suflet Ilie Vorojan la ora. Victorie categorică și renoire de mandat pentru Radu Căpânașinu la Zalău. Și primarul cu cele mai multe voturi, cel mai multe procente, cel puțin obținute în municipiul reședință de județ în țară, Cătălin Cherecheș, la Baia Mare. Cu o campanie admirabilă, exemplară, excelentă, pentru care îmi felicit. Și cu un rezultat dintre cele mai spectaculoase, Rareș Mănescu obține pentru noi cea de exact. Asta este, să spunem așa, scurta istorie a unei victorii categorice.
i-am și felicitat că am făcut-o pentru doi dintre ei și ne-am dat seama după aceea cât de trist a fost pentru că existească acest mesaj. De aceea vreau să aduc mulțumiri de noastre și când vreau de susținere pentru oameni ca Marius Nicoară, Alexandru Băișanu, Gabriel Brăunau sau Teodor Atanasiu, Ioan Cristina, oameni care au muncit în răspunde. Iulica Bădescu, să-i mulțumesc în fiecare zi pentru compensații, pentru vânătoare.